Domnul Damaschin, despre problemele de urbanism, câteva idei vă rugăm. Aici avem un punct legat de identificare de zone pentru construcții rezidențiale. Cred că nu asta este problema, problema este dacă noi construim ceva, că zone se găsesc cu siguranță. Nu mai sunt bani pentru a face o astfel de investiții. Asta e principala problemă. Întoarcem aici la investitori și investiții. Situația clădirilor rezidențiale, ridicate fără autorizație. Cred că aici este o chestiune care va trebui să o rezolvăm. Știm cu toții că în zona cetate sunt multe, și nu m-am dat la cetate, și în alte părți, în special acolo, sunt multe locuințe construite fără autorizație. Cei care sunt în temă, în domeniul juridic, știu că este o ordonanță de urgență, 60/2010, care dă dreptul proprietarului, care și-a construit, evident, făcând dovada proprietății asupra terenului, care și-a ridicat o construcție înainte de anii 1990, s-o poate intra. Acum, eu nu cunosc de ce, știu că la comune se aplică această ordonanță, nu cunosc de ce nici măcar nu a fost luată în discuție, la nivel de orașul Măcel. Într-adevăr, nici cartea funciară, oficiile cadastru de la OCPI de la Tulcea, nici nu are practică în domeniul la nivel de oraș, pentru că am înțeles că nu a fost niciun caz de nimeni care să ceară punerea în aplicare a acestei ordonanțe. Deci va trebui să o analizăm și să o interpretăm, să o aplicăm în contextul nostru. Nu sunt de acord să fie demolate aceste case, cele care au fost case, care sunt făcute case, care au o altă destinație, evident că va trebui fiecare casă în parte analizată și făcută puțin de curățenie, care și-a făcut casă unul de bună credință, chiar dacă nu are drept de proprietate acolo, cât timp a fost lăsat până acum să-și o facă, mi se pare incorect să-i încerc să o demoleze. Reprocedările. O chestiune care nu știu dacă s-a făcut în mășimbrul de procedare, doar în afară de cel teren care se află spre cei de la case, cum le zic, cum scapă lumea acum. Legea 10/2001, nu știu dacă s-a putut aplica, acum să și știe că, de fapt, legea a fost făcută în special pentru acele clădiri din București cu valoare foarte mare și care au fost redobândite și au fost vândute la prețul de milioane de euro. Aici e mai delicat pentru că este foarte greu. În primul rând este imposibil să-i dai clădirea și terenul pe vechi amplasament, iar compensatorii, valorile compensatorii sunt greu de apreciat și s-au cerut, dacă nu mă înșel, sute de mii, milioane de euro pe suprafețe care așa a apreciat omul. Și în momentul în care s-a pus în față evaluarea, mai ales acum, și măcar mai s-a prăbușit și piața imobiliară, deci nu cred că... Dar aia nu înseamnă că trebuie căutat o soluție. Deci, ideea este de a primi omul, nu bani, pentru că bani nu sunt de unde, nu sunt bani, dar în schimb de a primi ceva în schimb. Compensator. Punerea funcțională de rețele urbane de apă și canalizare, asta să fie temă, probabil că să fie ceva discuții pe această temă. Reabilitarea tehnică. Aici este o altă chestiune legată de bani, ne legăm de... S-a făcut tantam acum cu atragerea fondurilor europene, hai să fii serioși, așa ceva. Nu s-a făcut nicăieri, nu s-a făcut reabilitări cu fonduri cu bani europene. Asta mergea acum în campanie, ca și podul, nu s-a făcut nicăieri, nimeni nu a spus de pod. Asta se fac cu bani de la primăria cu o contribuție, cetățeanul cu asociația cu o contribuție. Deci aici va depinde exclusiv de fiecare, mai ales de fiecare familii care vor lucra în aceste blocuri. Cei care vor să-și facă, vor să facă. Pentru că o să fie conștient de faptul că este o mare, este o foarte bună investiție. Și pot fi ajutat de primărie. Evident, cei care sunt serioși. Serioși, nu vreau să dezvolt ideea. La fel, aceeași treabă și cu fațada blocului. Este exact aceeași problemă. Deci sunt soluții și pentru cele două puncte. Nu mai au. Da, domnul Ichim, despre combaterea infracționalității. Acum vreau să vă spun sincer că trăim și muncim într-un oraș în care n-ar trebui să fim chiar atât de speriați că infracționalitatea a atins cele mai înalte cote. Eu o spun cu sinceritate că avem situații de infracționalitate, că sunt probleme și dacă aș spune că nu sunt probleme, aș fi un om fals. Dar problemele
sunt urmărite de cele două poliții, respectiv Poliția Națională și Poliția Comunitară sau Locală, cum îi spunem noi. Probleme sunt pentru că starea de sărăcie generală este atât de mare încât sunt oameni care zilnic nici n-au ce mânca și atunci urmăresc și ei o capă de fier, un pește și așa mai departe ca să poată trăiască. Poliția Locală și Poliția Națională au programe ferme de urmărire și programe care să vină să apere cetățeanul. Dar întotdeauna, cred că și noi, ca și proprietari, trebuie să ne luăm unele măsuri de siguranță atunci când avem în proprietate bunuri și va trebui să le gestionăm de așa manieră cât să nu fie lăsate ca răufăcătorii să vină să le pune. În ceea ce privește Poliția Națională, noi facem manual bilanțuri, participăm la aceste bilanțuri și vedem cam care sunt problemele delicate. Dacă am reușit să rezolvăm problema locurilor de muncă, să încadrăm pe oameni la muncă, sigur că starea de infracționalitate ar scădea simțitor. Dar sunt mulți tineri care nu au un loc de muncă. Sunt mulți tineri care stau toată ziua în oraș și fie că sunt antrenați în găști, în fel și fel de echipe și atunci sigur că se produc și fenomene antisociale, fenomene care sunt și cresc starea de infracționalitate. În ceea ce privește paza culturilor agricole, dacă în primii ani după Revoluție cetățenii orașului vecin erau animați în dorința fermă de a lucra individual pământul, treptat, treptat ați văzut dumneavoastră că s-au format exploatații agricole, s-au format fermieri, care în mare parte concentrează o mare parte din suprafețe și proprietarul individual nu-și mai desfășoară activitatea strictă pe cultura lui. Așa că aceste societăți agricole va trebui să-și crească și ei responsabilitatea în faza culturilor, iar dacă în ultimul timp nu se mai cultivă porumb sau alte plante care sunt ușor de furat, asta se datorează și faptului că furturile din câmp e o problemă. Este o problemă deosebită pentru vecine. Avem un segment de oameni certați cu legea care își cresc animale mai mult din furat și atunci va trebui ca noi, Consiliul Local, să găsim o formă. Fie că mai suplimentăm Poliția Locală, ceea ce este foarte greu pentru că fondurile sunt limitate, iar această poliție beneficiază și ea de prevederi legii 188 privind încadrarea ca și funcționar public și va trebui să-i asigur toate condițiile pentru ca el să-și desfășoare activitatea. Dar e la îndemâna Consiliului Local ca să creștem numeric această poliție locală. Poate putem să o dotăm cu o mașină ca ea să poată să ajungă în diferite zone al orașului în perioada de timp foarte, foarte scurt. În ceea ce privește jandarmii în Mărcin, știți dumneavoastră că la început am avut o echipă mai mare, după aceea, pentru ordinea ministrului, a fost retrasă echipa de jandarmi de la Mărcin. Acum am reușit în ultimul timp ca să avem o grupă de jandarmi care își desfășoară activitatea în Măcin și comunele limitrofe și care, în mare parte, în colaborare cu Poliția Locală și Poliția Națională, își desfășoară activitatea. I-ați văzut prezența lor la toate manifestările, fie că sportive, fie că culturale, ei sunt prezenți și participă efectiv la menținerea ordinii și liniștii publice în oraș. Avem și tineri, din păcate, care fac curse ilegale de auto și numai de auto și din mopete. În mare parte ei sunt prinși, sunt amendați, dar încasarea amenzilor este o problemă deosebită pentru că se ajunge până la judecată și la muncă în folosul comunității. În ceea ce privește securitatea elevilor și drumurilor către școală, eu personal nu am în evidență cazuri de copii care au fost tâlhăriți sau care s-au bătut în anumite zone ale orașului, pentru că școlile au luat măsurile. În incintă se ocupă efectiv prin cadrele lor, iar în afara incintei, noi la fiecare plecare de la școală sau venire la școală, Poliția Locală este la poartă și asigură securitatea copiilor noștri. Din acest punct de vedere, eu aș fi cred mulțumit de modul cum copiii sunt supravegheți la intrarea în școală și la ieșirea de școală. Problema este comportamentul lor pe stradă, așa și se spunea foarte bine aici. Sunt multe coșuri de gunoi vandalizate, sunt multe carturi rupte, sunt mulți copaci rupți și așa mai departe. Deci va trebui ca relația părinte, copil, elev să fie o relație normală, să contribuim cu toți la eradicarea acestui fenomen de infracționalitate stradală. Da, vă mulțumesc. Domnul Simion, despre curățenia în oraș. Refacerea străzilor și trotuarelor. Noi avem
Doi mari distribuitori de străzi. În primul rând, cei de la gaze, care au introdus rețeaua de gaze și au făcut lucrări, dar n-au mai făcut șoseaua așa cum a fost, și cei cu apa, care, dacă lucrau cu oameni angajați din măcii, probabil făceau lucruri mai bune. Au lucrat cu oameni din altă parte, care nu i-a interesat ce se întâmplă cu materialul pe care l-au manevrat. Au băgat zeci de basculante de papele în șanțuri, au fost astupate cu pământ și acum nu știu care va fi soluția pentru a se repara aceste străzi. Mai sunt și alte probleme. La terminarea unor străzi care vin în pantă, pe timpul ploilor sunt distrugeri mari. Cred că ar trebui ca aceste capete de străzi să fie cât de cât asigurate prin betonare sau prinderea în beton a pavajului, ca el să nu mai plece la ploi. Nu sunt de acord cu taxa de capitat. De fapt, după lege, este și foarte mică, de 3 lei sau de cât de pe locuitor, domnul Cibărgea. Așa, mare lucru n-ar aduce așa ca să vă sprijine. Probabil că va trebui să educăm mai mult cetățenii să nu mai ducă gunoaie pe oriunde. Zilnic trec căruțe cu gunoi care se duc să le scarcă la margine. Lucru care este cu totul și cu totul anormal. Cetățenii, cred eu, că nu trebuie să aștepte să vină serviciul public de gospodărire să le facă totodată foarte. În special, agenții economici au datoria prin lege să facă ordine și curățenie și pot lua exemplu minunat de la Liviu de aici, ce lucrare deosebită a făcut acest om, dar mai sunt și alții care au posibilități, dar care nu intră prin nimic. Plantarea de flori și de arbori pe marginea străzilor. Nu vreau să supăr, dar eu am o mare durere că arborii din oraș au fost mutilați. În sectorul 3 în București, la Liviu Negoiță, teii cresc până la etajul 7-8. Și este o splendoare să dai drumul la fereastră, să auzi privighetoarea cântând noaptea și vrăbile ce prin dimineața, mai ales după ploaie. Nu s-a întâmplat nimic, n-au tăiat o crenguță din acești copaci. Permite să intervin aici. Eu locuiesc în sectorul 3. Aici toți copiii. Eu locuiesc în sectorul 3 și trebuie să vă dau dreptate, domnul Simion, dar știți că de mult s-a lucrat în școli cu elevi, cu copiii, de către domnul Negoiță Xavi de acești copaci. Nu cred că a fost lună de zile în timpul anului școlar în care domnul Negoiță să nu fie prezent în cel puțin 2-3 școli din sector. E un cartier într-o pădure, este fermecător. Eu stau în mijlocul parcului Titanel. Acolo am bloc, stau în mijlocul parcului. București are și bani, domnule, nu mai... Deci să înțelegem că se mai înțelegă doar copiii decât noi, nu? E un problem, am pus-o concret. Am mai așteptat aici. Copacii sunt... Da, vă rog frumos. Vă rog frumos. Domnul Barbato, ne reținem pentru... Așa că epuizăm din timpul domnului Simion. Elena, unde a dat Liguiță? Da. Da. Plantarea florilor este o treabă foarte bună, dar, din păcate, e prea stau. Ele cum le plantează și fură, din parcul de jos, intenția bună a primăriei și a serviciului public, dar au fost scoși trandafiri și arbori ornamentali, de oameni serioși din oraș. Da. Vă mulțumim. Domnul Damaschi. Despre dezvoltarea economică. Vedeți, și am vorbit despre asta. Am prezentat cu ideea sau ceea ce am venit să fac. Deci. Să aduc cunoștințe pe care le am eu și posibilitățile de a aduce investitori. Dar trebuie și, în primul rând, cred că prin schimbarea politicii. Orice investitor, când știu, ia un contact în oraș și vede cine îl conduce, formează prima impresie. Despre asta mai discutam, nu vreau să repet. Care punct este ăsta, domnul Ivan? Deci sunteți, dumneavoastră, răspundeți acum la punctul 3, dezvoltarea economică. Deci suntem la ultima trecere printre puncte.
stimularea producătorilor agricoli locale. Aici s-a făcut piața, pentru că mai învățăm de chestii stimulați, ne ajunge. Despre asta, despre atragerea investitorilor am vorbit. Dezvoltarea turismului în zonă. Turismul. Am oarece rezerve de ceea ce privește turismul în zonă. Întâi și trebuie făcut curățenie. Zona turistică are foarte bună. Avem ce vedea. Avem ce reprezenta. Eu chiar am un în programul meu, deci am un punct legat de zona cetate. Cetatea Rudu, care figurează deocamdată doar pe niște indicatoare, eu am speranța că se poate face ceva. Bine, mai întâi se face puțină urme, puțină curățenie. Acea cetate poate să capete interesul, așa cum Troy Smith-ul, care de fapt a fost un normand de moros, poftim, a atras interesul Troy Smith-ul. Cum adică o cetate a Rubiuma? Deci am și purtat zona asta multă vreme, orașul, denumirea. După această cetate, să nu poate fi... acum, în primul și în primul rând, asta arată... e și oglinda unui oraș, este și cartelivista unui oraș. Turismul, asta o văd. Ceea ce privește introducerea încercării și folosirea cu adevărat a parcului Munții Măciunii. E, să fac ceva, din nefericire doar spicoze și să facă ceva în acest sens. În acest sens, noi n-am făcut, dar probabil că au fost motive serioase că turismul cum este lăsat. E greu să aduci aici turiști, că nu acestea aduce. Dar, evident că se poate face ceva în orice direcție. S-a încercat cândva cineva să facă o pensiune undeva pe drumul european, chiar un centru de bătrân, nu știu până acolo ce vă se facă, dar în acel circuit turistic am înțeles că principala problemă ar fi cazare. Turiștii care vin în zonă nu au unde să stea. Nu au condiții, este prins, într-adevăr, orașul într-un circuit. Am înțeles că este poza la băgat. Poftim? Da, atât, mulțumesc. Da, și vă mulțumesc. Asta după aceea întrebări mai bine să... Da. Imediat o să ajungem și la partea liberă. Domnule primar, partea de sport, tineret, punctele dumneavoastră de vedere și soluții. Punctul meu de vedere în ceea ce privește Casa de Cultură este clar și l-am și precizat. Deci vom reface acest obiectiv, niciodată n-am fost de acord cu demolările. Sunt omul care vreau să refac și să pun în valoare ceea ce au făcut înaintașii noștri. Deci acest obiectiv beneficiază de un proiect național, un proiect care a avut ca axă prioritară refacerea așezământelor culturale. Deci nu poți să dirijezi banii, fie că-s național, fie că-s european, în altă direcție decât pentru structura pentru care a fost dezvoltată cererea de finanțare. Deci acest proiect este un proiect ambițios, va fi un așezământ cultural deosebit de valoros, va fi învelit cu mansardă, iar la învelitoare se vor face încă 10 spații de desfășurare a activităților culturale. Deci obiectivul va intra probabil în luna viitoare în reabilitare. Este un proiect îndrăzneț, va fi pe structură metalică cu zineți de beton de jur împrejur. Deci va fi un obiectiv care va pune în valoare zona centrală și nu va trebui să demolăm acest obiectiv. Generațiile de înaintași au muncit ani de zile la el. Mi-aduc aminte că și părinții mei și poate și cei care sunt mai în vârstă ca mine în sală știu că au avut de prestat de 7 zile muncă pentru dezvoltarea acestui obiectiv. Iar experții au ajuns la concluzia că el poate fi pus în valoare. Și de aceea proiectul câștigat, licitația realizată, va conduce la realizarea acestui obiectiv. Vom da tot concursul din ceea ce privește Consiliul Local și Primăria Orașului Măcin ca acest obiectiv, în termenul stabilit, într-un an de zile, să fie pus în valoare. În ceea ce privește activitatea sportivă, vreau să vă fac o mărturisire și cu regret spun, pentru că eu am vrut să dau activitatea sportivă tinerilor. Și am propus, printr-o hotărâre de Consiliul Local, preluarea Asociației Sportive a Orașului Măcin de un grup de colectiv și un colectiv de tineri conduși de viceprimarul orașului. Au desfășurat această activitate până s-au îmbătat bine, s-au bătut și a amendat Asociația Sportivă
cu zeci de milioane de lei pe care trebuia să-i plătească primăria Măcii. Aduceau mercenari de fotbalist și domnul Simeon știe despre ce spun, din Brăila și din Galați, îi învățau bine, plecau de aici și au condus la ca nicio comună să nu mai primească. I-au gonit după la Slava Cerchieză, i-au gonit după la Turcoaia, i-au gonit după nu știu unde, i-au bătut bine și i-au trimis acasă. Și acum spunem noi că nu ne ocupăm de tine, nu ne ocupăm de oraș, ba ne ocupăm... Ne ocupăm de ei, dar nu așa. Că sportul este pentru toți și sportul trebuie practicat de toți. Spunea domnul Damaschin aici de cross. Vreau să vă spun că acest cross a fost organizat în calendarul național olimpic și el s-a desfășurat cu tineri din școlile din Măcel. Spre surprinderea mea, este o problemă națională. Vreau să vă spun că tinerii, după 600 de metri de alergări, au căzut jos. Nu mai puteau să mai alerge. Deci este o problemă de sănătate națională, problema tineretului din Măcin și de la nivel național. Deci eu mi-aduc aminte, pe timpul tinereții noastre și al dumneavoastră, că orele de sport erau orele de sport. Nu le aruncai mingea la copii în sala de sport și tu te duceai și îți treabă. Se făcea încălzire, se făcea alergare, se făcea genoflexiuni, se făceau flotări și așa mai departe. Dacă nu vom înțelege la nivel local, național, ca în mod centralizat să dezvoltăm activitatea sportivă, va fi o problemă de generație, o problemă de tineretul nostru. În ceea ce privește Arena Voința, vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. Arena Voința a fost al cooperativei a lui Măcin, a fost în evidențele contabile ale lor și bine se spunea aici că proprietatea este sfântă. Ei au făcut ce au vrut cu proprietatea, au tăiat-o și au vândut-o. Noi, primăria și nici primarul, nu are voie să se bage în proprietatea individului sau în proprietatea societății. Terenul, dacă nu a fost al lor, este al nostru și va trebui să-l valorificăm, să-l punem în valoare ca și teren. Dar Arena Voința a fost al clubului sportiv Unirea Rubiu Măcin, ei l-au valorificat și l-au vândut. Asta a fost problema. Iar pe acel teren noi am promovat un proiect să facem o creșe pentru copiii noștri, o creșe multifuncțională care va avea o valoare de peste 16 miliarde de lei și probabil că începând cu septembrie se va trece la realizarea acestui obiectiv. Acolo se va grupa clubul elevilor, creșea copiilor, centrul de zi, sala de sport, terenul de sport. Deci va fi un complex de agrement și social pentru copiii noștri. În ceea ce privește finanțarea de la bugetul local al clubului elevilor. Prin programul național, cluburile elevilor sunt finanțate de la bugetul de stat. Dar o finanțare din partea bugetului local poate fi făcută numai prin hotărârea Consiliului Local. Primarul nu poate să facă, chiar dacă își dorește, să facă dirijarea banului public fără acordul Consiliului Local. În ceea ce privește școlile și grădinițele, eu o spun cu sinceritate și cu respect față de cadrul didactice din Măcin, că dispunem la această dată de o logistică și o spații de școală destul de bune, în comparație cu alte localități. Avem grădinițe la care trebuie să mai lucrăm, respectiv grădinița 3 și 4, să le modernizăm și pe ele, iar în general, activitatea didactică din școli este la standardul normal pe care se practică de către Ministerul Educației și cercetare. Din nefericire, timpul dumneavoastră a fost chiar puțin depășit și n-aș vrea să vă avantajăm. Și noi vă mulțumim. Spitalul Jenes. Acest obiectiv este un obiectiv vital pentru cetățenii orașului Măcin, Măcin având în vedere depărtarea noastră din municipiu și imposibilitatea de a trece Dunărea, mai ales iarna, spre Brăila. Dar va trebui ca acest spital să fie modernizat și să fie dezvoltat, să nu fie doar centru de triere, să fie centru de tratare a bolnavilor din întreg teritoriul fostului raion Măcin. Ajutoare sociale. Clar, toți oamenii care nu au resurse materiale trebuie să fie ajutați de societate. Altă variantă nu există. Integrarea comunității rome este o problemă care pe mine mă frământă de foarte mult timp, dinainte de 89. Chiar am propus de mai multe ori să se construiască un bloc mai modest ca dotări, dar pentru acei oameni săraci care locuiesc în condiții de epocă primitivă, în special pe drumul de centură, dar și pe o parte a cetății. Dacă veniți dinspre Carcaliu și vă uitați spre Măcin, vă ia groaza
peisaj extraordinar de urât apare. După mine, integrarea comunității romi trebuie să înceapă cu copiii. În zona în care locuiesc, am niște vecini din comunitatea romă, niște drăgălași, o spunare de copii. Pentru că merg la școală. Să duc mămicile, duc mămicile, îi aduc. Sunt foarte respectoși și nu produc niciun fel de probleme. Deci se poate. Deci, ocupându-ne în special de cei mici, cei care sunt la o vârstă înaintată, este greu să pui cal bătrân să tragă în jur. Dar copiii pot să fie îndreptați spre cultură, spre învățământ. Combaterea sărăciei, cred că este situația cea mai degradantă și cea mai neplăcută, să fii sărac. Probabil că trebuie să implementăm niște programe speciale în legătură cu grădinăritul, în legătură cu, și vreau să fac o paranteză, și doamna Obama face grădinărit. De ce n-ar face fiecare gospodin și fiecare gospodar din orașul Măcin? Creșterea albinilor, pomicultură, cultivarea ciupercilor, creșterea păsărilor și animalelor, cultivarea sau colectarea plantelor medicinale și sunt multe alte activități foste tradiționale în cooperație care au fost abandonate. La Măcin se găseau cele mai frumoase pălării din papură, cei mai frumoși papuci, cele mai frumoase poșete, se făceau completituri din răchită, lucruri care poate fi reluat prin programe speciale și cu participarea tuturor factorilor educaționale. În legătură cu cultele ortodoxe, cu cultele religioase, problema mă depășește. Da, vă mulțumim. Domnule Damaschin, Întrușa. Da, cetățean. Da, relațiile. Ceea ce constat cu dezamăgire că după 20 de ani de democrație, să spunem așa, niciun cetățean, mă rog, în ceea ce cunosc, marea majoritate a cetățenilor din Măcin, nu cunosc nici acum ce atribuțiuni are primarul. Fapt pentru care vin la primărie cu cele mai amuzante, să-mi spun altfel, mare măsură cu faptul că primăria nu și-a făcut, să zic așa, puțin marketing. În situația în care s-ar găsi și sunt soluții pentru a informa, pentru a duce la cunoștință, ce drepturi și obligații are primarul, cetățeanul cât de cât, evident, cât de cât, va avea o tot o altă percepție asupra instituției primarului. Pentru că sunt care apreciază, sunt care nu apreciază. Sunt situații în care primarul este lăudat, poate nu merită, dar este criticat pentru chestiuni pe care nu-ți dă competența dumneavoastră. Deci, aici eu văd asta. A se face cunoscute atribuțiunile instituției. În primul rând, relația primar consiliul local. Eu am participat, fie în calitate de funcția pe care am avut-o în poliție, după aceea educam birou în apropiere și plus că sunt interesat să văd și să discut în ședințele consiliului local, fiind locuitor al orașului. Am constatat că în practic este o chestiune legată de, mi se spune așa, poate puțin prea exagerat, un fel de au juridizat toate raporturile sociale. Nu se cunosc atribuțiunile. Nu-și cunoaște chiar și nivelul de primărie. Este acea fișă postului, este acea fișă, este acea, este un statut. Vine consilierul la ședințele consiliului local, nici măcar nu știe că a avut ședință în ziua aia. Da, apoi să mai vorbim despre ordinea de zi. Să nu mă contrazică nimeni. Vă rog frumos. Deci asta se poate verifica. De câte ori ai fost consilier local? N-am fost consilier local, am fost la ședințele consiliului local și am constatat, cum să vă răspund? Vă rog frumos, nu vă angajați în discuție. Și am constatat faptul că fiind printre ei, se uitau unul altul, nu știu despre ce este vorba. Nu știau. Nu știu care sunt cauzele. Da. Și reproșau toți primarului. Reproșau primarului cu domnule... Mă lasă să termin ideea, dă-te-o frumos. Reproșau primarul că i-a înștiințat prea târziu sau mai știu ce. Deci aici este chestiuni care trebuie oarecum reglate vis-a-vis să stabilește clar. Deci este un regulament, este un statut, este o fișă ca și funcționar din primărie. Consiliul local cetățean, să-mi fie iertare. N-am văzut
au fost inundații. Să-mi fie cu iertare. N-am văzut niciun consilier local prezent la inundații. Vă aduc eu poze. Voi las un polo. Cuvântul meu, dacă nu vă aduc eu poze, domnul Mare. Da. Să vedeți în curte. L-am văzut în curte. L-am văzut în curte. L-am văzut în curte. L-am văzut în curte. Nu chiar așa. Unde ai fost joi când a plouat? Și unde s-a băgat fata? Nu acum. Nu acum. Vă rog frumos. Vă rog frumos, nu vă agădeți în discuții corecte. Cetățean funcționar. Dânsul și-a exprimat punctul de vedere, da? Așa este, așa este. Deci nu altceva. Linia asta chiar de la marță. Poftim? Da. Deci eu am fost atunci ca fratele Morga și l-am văzut. Viața cetățean funcționar. Multe chestiuni legate de întrebări, destul de delicat aici. Deci suntem cu toții vreme vreodată la primărie. Aici ne adresăm cu foarte multe doleanțe care pot fi sau nu pot fi realizate de către, rezolvate de către primărie. Exact ce spunea și domnul Simion, de multe ori este așa privit cu, ești numit cu o față acră. E de înțeles. La ce salarii au și cu câte se confruntă, e de înțeles. Dar din nefericire, asta e situația, asta e locul lui de muncă. Va trebui să știu, nu știu cum va trebui să. În momentul în care ești primit, ești primit altfel, știu, măcar, hai să încercăm domnul care vine cu o problemă, chiar dacă uneori pare absurd. Măcar obligația ta nu este de a o rezolva, de a rezolva problema, sau toate problemele. Dar, în schimb, mi se pare obligația firească de bun simț, de a încerca. Sau măcar are asta impresia omului că vrei să încerci de această problemă. Exact la dumneavoastră, la poliție. Deci, asta deci, face este interfață, instituție, funcționarul instituție. Eu, de exemplu, am apelat la primărie cu o singură, de fapt, nu am apelat, eu am fost apelat cu o problemă. Soacra mea figura în evidență de ani de zile cu un teren, pentru că ar trebui ea restanță la plata impozitului. Să consta când vine la primărie, de fapt, a fost o confuzie. A fost o confuzie. Să mai întâmplă nicio problemă. Fapt pentru care a fost tot eu pus să fac o cerere. Am făcut-o, n-a fost o problemă. Dar la care și acum n-am primit răspuns din toamna anul trecut. Acum stau și mă întreb. Nu este în atribuțiunea primarului sau cineva desemnat în acest sens, sau viceprimarului sau secretarului, care din când în când se ia acest registru de scrisori, petiții sau ce sunt acolo, să verifice intrării și se pare că este ca să o faci o dată pământului de treabă de 10 minute în sfert de oră. Da. Timpul dumneavoastră se apropie de epuizare. Da. Rolul Poliției Comunitare intru pe un... Poliția Comunitară, cred că întâi și întâi va trebui să fie clarificată atribuțiunile. Legea există, dar interpretarea și aplicarea ei lipsește cu desăvârșire.